Bun găsit la Jurnalul Esențial, sunt Titu Silovan. Iată care au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Peste 30 de persoane s-au bătut sâmbătă trecută în piața Țiatului. Nu a fost o bătaie oarecare. Oameni de toate vârstele s-au înarmat cu perne și nu s-au oprit până nu le-au golit. Distracția a durat o jumătate de oră, dar amintirea va rămâne pentru totdeauna surprinsă într-o fotografie. Mai mulți voluntari, alături de Târgu Mureșeni de toate vârstele, au venit cu pernele de acasă și le-au făcut praf și pulbere pe spinarea celor ce s-au înscris la prima ediție Pillow Fight, organizată de Teatrul Național din Târgu Mureș. Am organizat o bătaie cu perne pentru ca oamenii să se relaxeze, să se simtă bine, să sperăm că se adune la bătaie. Să le sară fulgii, nu? Să până le sar fulgii! Unu! Au existat desigur câteva reguli, iar una dintre ele a fost ca perna să fie moale, nu de alta, dar să nu existe accidentați. Cei prezenți s-au distrat pe cinste și au promis că la anul să revină. Super! Nu m-am rămas fără perna! Foarte frumos! Experiență frumoasă? Da, prima dată în viață! La bătaie sau ai dat bătaie? Am dat bătaie, da! Dar și am primit! Vede, da! Ideea evenimentului a fost preluată din capitală, acolo unde bătaia cu perne a fost una de o mai mare amploare. Asta își doresc și organizatorii de la Târgu Mureș, așa că până la anul aveți timp să vă gândiți ce pernă sacrificați pentru câteva minute de distracție. Luni 23 mai, studenții Universității Petru Maior din Târgu Mureș au fost premiați și recompensați cu diplome de excelență pentru meritele lor, dar și pentru mândria pe care au adus-o universității, respectiv facultății pe care au reprezentat-o la diverse competiții. Festivalul Universității Petru Maior a fost finalizat luni 23 mai printr-o gală în cadrul căreia studenții care au participat la diferite evenimente, simpozioane și conferințe și care au reprezentat universitatea atât la nivel local cât și la nivel național și internațional, au fost premiați. Peste 100 de studenți, 6 organizații și diferite instituții care au contribuit la evoluția universității au fost aplaudați, lăudați și au primit diplome în cadrul evenimentului. Au fost nenumărate competiții care s-au desfășurat, la care studenții universității noastre s-au comportat, zic, într-un mod calitativ deosebit și evident că merită, măcar chiar dacă este o recunoaștere formală, merită totuși acești studenți să fie evidențiați. E ocazia de a premia studenții cu activități profesionale, culturale, științifice, sportive deosebite și un semn de recunoaștere a activităților. Pe lângă studenți de elită care au reușit să aducă mândrie universității prin premiile științifice pe care le-au obținut, se remarcă printre ei și sportivi de top. La fotbal, totdeauna Universitatea Petru Maior a avut fotbaliști, să zic așa, de top la nivel local, dar și la bowling a fost o competiție foarte interesantă și la biliard. La biliard a câștigat și un student din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie. Deci au fost studenți din tot orașul Târgu Mureș. Evenimentul s-a aflat la prima ediție, însă conducerea Ligii Studenților spune că doresc să facă din asta o manifestare anuală. O mulțime de ONG-uri au participat și în acest an la Târgul Menit să le aducă în fața târgu mureșenilor îndeletnicire ale tinerilor cu probleme, ale minorităților și nu numai. Pe la fiecare stand amplasat în piața trandafirilor, am făcut cunoștință cu oameni care au nevoie de sprijinul semenilor lor și voluntarii SMURD au fost prezenți cu lecții de masaj cardiac și alte manevre de prim ajutor. Primul lucru, în momentul în care găsim o persoană căzută în stradă, trebuie să-i verificăm starea de conștiență. Aceasta se face prin stimul verbal. Mă auziți? Îl prindem frumos de umeri și scuturăm. Și în același timp îl și stimulăm verbal. Mă auziți? Punem o mână pe frunte, două degete pe partea osoasă a mandibulei și dăm capul pe spate. Ulterior acestui lucru trebuie să verificăm respirația și aceasta se face prin metoda PAS. Privesc, ascult și simt. În principiu mi-am propus ca să prezentăm oamenilor primele măsuri pe care pot să facă orice om care asistă la un eveniment în care o altă persoană este
Este rănit, este într-o situație de urgență. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10. Nu departe de acest loc exista un cort unde copiii erau învățați ce înseamnă o persoană cu dizabilități. Chiar dacă pentru ei a fost o joacă, atunci când vor crește își vor aminti de experiența aceasta, reușind să înțeleagă câtuși de puțin prin ce trec persoanele cu diferite probleme. Vor întâlni persoane care au probleme și sunt destule probleme în această lume și să vadă și ei cum este, să simtă în pielea lor. De la an la an, numărul ONG-urilor a crescut, iar mentalitatea oamenilor s-a schimbat, o mare parte dintre ei înțelegând importanța redirecționării celor 2% din impozitul pe venit. Da, de la an la an, mureșenii dau mai mult, redirecționează acest venit, acest impozit către ONG-uri, ceea ce este bine, rămâne aici în comunitate și este folosit pentru comunitate. Copiii de la Alfa Transilvana, mai exact trupa Happy Feet, a fost responsabilă cu voia bună. Ca în fiecare an, reprezentanții ONG-urilor au mărșăluit în centrul orașului, după care au fost prezenți la standuri pe perioada întregii zile. Complexul Weekend a arătat ca un loc desprins din povești sâmbătă seara. Cercetașii României au făcut posibil acest lucru prin Festivalul Luminii. După 2 ani de pauză, mai mult de 130 de persoane și-au adunat ideile și au făcut ca spațiul să arate ca o mică țară a minunilor. Între complexul Weekend a fost luminat, nu doar pe alei a fost plin de lumânări, ci și în copaci și pe apă. Au fost realizate panouri cu gulguțe și candelabre, iar tabloul a fost completat de o lună plină. Festivalul e creat de cercetași ca să învețe să lucreze în echipe și să învețe cum se organizează așa ceva și să scoatem oamenii din rutina de zi cu zi, să creăm un mediu de relaxare, de promenadă și să facem artiștii Târgu Mureșeni cât de cât cunoscuți. Peste 20.000 de gulguțe au împânzit locul, care s-a umplut de oameni ce au venit să participe la eveniment, să aprindă o lumânare și să admire priveliștea. E super cum s-au mobilizat Târgu Mureșenii, cercetași și îmi place foarte mult evenimentul. Cred că o să arate când o să fie toate 20.000 de lumânări aprinse. Foarte frumos! Hamacele nu au lipsit, așa că Târgu Mureșenii au stat tolăniți cât a fost seara de lungă. Alții au asistat la o chită reală, de unde a lipsit doar focul de tabără pentru a imita perfect o seară la munte între prieteni. Cei prezenți s-au fotografiat, au filmat și au și postat imaginile pe rețelele de socializare. Astfel, Festivalul Luminii 2016 a fost admirat și de cei care nu au putut participa la ediția din acest an. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a reușit să schimbe paturile vechi de pe secția de terapie intensivă cu unele noi care ajută personalul medical să manevreze mai facil și mai rapid pacientul sau să-l cântărească. Sponsorizarea a fost de 1.000.000 de lei și a venit din partea unei firme mari din România. 28 de paturi noi au sosit săptămâna trecută pe secția de anestezie și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. A fost vorba de o sponsorizare de 1.000.000 de lei pentru ca unitatea medicală să poată achiziționa aceste paturi dotate specific pentru desfășurarea activității de terapie intensivă, care oferă facilități atât pacienților cât și personalului medical. Manipularea mai facilă și mai rapidă a pacientului de către personalul medical, atât în timpul manevrelor de rutină, cât și în caz de urgență. O poziție confortabilă în pat datorită posibilității de a modifica diferite segmente ale corpului în funcție de necesitățile pacientului. Faptul că se poate regla pe înălțime, pe înclinare față-spate sau cântărirea pacientului în secția de terapie intensivă. Cele 28 de paturi noi cu dispozitive PCA oferă posibilitatea de suport pacient și stand pentru perfuzie, masă de serviciu la capătul dinspre picioare a patului 4, laterale colapsabile și pot fi folosite cu orice tip de saltea, husă lavabilă, detașabilă cu fermoar.
La Târgu Mureș există cea mai frumoasă grădină zoologică din țară. E și cea mai mare, iar locul unde e amplasată e cireașa de pe tort. Animalele, multe dintre ele unice în România, îi fac pe oameni să aleagă orașul nostru. Aleile încununate vara cu flori, foișoarele amfiteatrul unde rulează filmulețe despre necuvântătoare și atmosfera prietenoasă te fac să pășești cu drag în locul unde vei face cunoștință cu minunatele specii de animale. Totul începe cu un bilet, vă rog. De aici încolo, nu doar copiii, ci și adulții vor petrece o zi de neuitat. Dacă vă gândeați că animalele stau tolănite în iarbă și uită să dea un bună ziua, v-ați înșelat. De la început vă întâmpină maimuțele, cangurii și exemplarele de emu. Nu departe întâlniți o minunată familie de lei jucăuși, tigri, urși, girafe, elefanți, zebre, o mulțime de specii de care vă veți îndrăgosti pe loc. Într-adevăr, la Târgu Mureș sunt multe specii de animale care nu pot fi văzute în alte grădini zoologice din România. Avem o familie frumoasă de lei și ce este bine, au crescut pui împreună cu familia. La fel și la adăpostul de tigri, unde avem doi pui frumoși. Lei și tigri au fost în atenția vizitatorilor care i-au fotografiat și s-au jucat cu ei, bineînțeles, fiecare de câte o parte a gardului despărțitor. Urșii au fost răsfățați peste măsură, au primit de la vizitatori ouă de ciocolată și frunze de alun. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam. Înființată în anul 1960, grădina zoologică din Târgu Mureș se întinde pe o suprafață mai mare de 40 de hectare. Peste 600 de animale viețuiesc aici. Acestea sunt îngrijite de peste 30 de angajați, atenți la curățenie, hrană și bunăstare. 100.000 de vizitatori trec pragul grădinii în fiecare an și nu degeaba. O mulțime de site-uri laudă locul cu necuvântătoare din Târgu Mureș. Râși, maimuțe, căprioare, canguri, lame, berze, aligatori, șerpi, pești, lei, tigri, pisici sălbatice, lupi, urși, capre, ibex, zebre, girafe, elefanți, pelicani, lebede negre și alte multe specii pe care vă lăsăm să le descoperiți dacă v-am stârnit curiozitatea. Casa de modă din centrul orașului a fost în weekendul trecut gazda unei expoziții de pictură specială. Cele peste 20 de lucrări ce purtau semnătura artistei Casoni Iboio au fost admirate și o parte dintre ele cumpărate de foști colegi de facultate, prieteni și familie. Tablourile sale, picturi în ulei, sunt cunoscute deja în întreaga lume. Denumită Drumul către Soare, expoziția cu vânzare a artistei plastice Casoni Iboio i-a impresionat pe cei care au răspuns prezent invitației. Dintre ei și fosta învățătoare a pictoriței, dar și mama acesteia. Ați știut de talentul acesta a ei? Nu, n-a știut că știe sau nu știe. Și-a reușit și îi place. Casoni Iboio s-a născut în anul 1961 în Târgu Mureș. A devenit membru a Asociației Artiștilor Plastici Mureș abia în anul 2007. Nu a știut că are inclinații spre această artă, dar odată ce a pus mâna pe pensulă, lucrările sale au prins viață și au ajuns să fie apreciate de o mulțime de oameni. Acest loc este un loc special pentru mine, vechea casă de modă, deoarece... Aproape că aici am copilărit, pentru că părinții mei aici au lucrat, mama și tata, și tatăl meu este unul dintre fondatorii casei de modă. Eu sunt foarte încântată că am reușit să închiriez aici un spațiu acum 3 ani și... Eu o numesc galeria mea. A absolvit Școala de Arte Vizuale din Târgu Mureș, secția Design Vestimentar, iar mai apoi a câștigat concursuri și festivaluri naționale și internaționale. Primele lucrări ale artistei reprezentau natura statică, portrete, peisaje, la început în stilul neorealist. Abia mai târziu a intervenit sub bagheta pensulei cu stilurile pop art, impresionist și suprarealist. Închipuiți-vă o floare
care crește și dezvoltă în întuneric și când, când iese soarele, se arată în întreaga ei splendoare. Pare puțin banal, dar pot să trag o paralelă între asta și între modul în care am ajuns eu să pictez. Deci, de nicăieri, nu știam ce talente am. A reformat acum propriul stil, iar cei care vor să cumpere una sau mai multe dintre operele artistei o poate face trecând pe la casa de modă, acolo unde încă pot găsi o parte din lucrări. Fiscul din județul Mureș a pierdut peste jumătate din procesele în instanță în care a fost parte în anul 2015. 80% dintre cauzele pierdute de administrația județeană a finanțelor publice Mureș au avut ca obiect restituirea taxei de poluare. Numai în anul 2015, administrația finanțelor publice Mureș a avut pe rol peste 6700 de procese. Marea majoritate, circa jumătate, au fost pe contencios administrativ, însă a fost un număr semnificativ de procese de insolvență, respectiv aproape 1700. Ceea ce înseamnă că societățile, multe dintre ele care nu mai fac față, tind spre procedura de insolvență. Din aceste cauze pe rol au fost soluționate puțin peste 4200, din care fiscul a câștigat mai puțin de jumătate, respectiv 1245, pierzând aproape 3000 de procese. Din cele 2900, ponderea de 80% sunt pe restituirea taxei de mediu. Știți că taxa de mediu nu aparține ministerului nostru, dar se gestionează de către noi. Și după ce s-a încasat timp de an bun taxă de timbru, taxă de mediu, acum s-a hotărât restituirea ei, deci oamenii nu se mai adresează, începând de anul acesta, nu se mai adresează instanței, ci ni se adresează direct nouă. Au fost totodată 380 de procese în materie penală împotriva unor persoane fizice sau juridice care au săvârșit fapte de evaziune fiscală. Unul din patru mureșeni sunt bătrâni care trăiesc din pensii mizere. O persoană care nu poate lucra din cauza unei boli trăiește dintr-un venit lunar de invaliditate de 583 de lei. Iar alta, care a cotizat toată viața la sistemul de asigurare de sănătate și a ajuns la bătrânețe, se chinuie din circa 1000 de lei. Statul nu este deloc darnic atunci când vine vorba de cetățenii bolnavi, incapabili să lucreze sau cei de vârsta a treia care au ajuns la pensie. Ei nu se pot bucura de liniște financiară, ci se chinuie zilnic din niște pensii mizere. Statistica CJP Mureș arată că în județ sunt înregistrați peste 147.000 de pensionari din diferite categorii. Aceștia reprezintă un procent de 25% din populația județului. La decembrie 2015, la limită de vârstă, registrăm o valoare medie a pensiei de 979 de lei, iar la martie 2016, o creștere de până la 1027 de lei. Dacă aceia care au cotizat toată viața și au ajuns la bătrânețe trebuie să se descurce dintr-o pensie medie, care abia trece de 1000 de lei, cei care suferă de o boală ce îi împiedică să lucreze sunt și mai pedepsiți de stat. Aceștia sunt obligați să supraviețuiască din 583 de lei, adică mai puțin de jumătate din venitul minim garantat. Prima simulare a sistemului informatic, care va fi folosit în cadrul alegerilor și cu ajutorul căruia se dorește eliminarea fraudei, a avut loc miercuri. Aceasta s-a desfășurat la nivel național și se pare că cel puțin în județul Mureș a fost lipsită de probleme majore. Sistemul informatic prin care se ține evidența prezenței la vot și prin care se va evita votul multiplu a fost testat pentru prima dată. Au fost create condiții similare ca la alegeri, iar informaticienii care vor fi prezenți la fiecare secție de vot au verificat sistemul. A fost o primă testare. Testările acestea au rolul de a vedea cum funcționează sistemul și a identifica vulnerabilitățile pentru ca acestea să fie corectate până la data alegerilor. Din punctul nostru de vedere și din ce am fost informat de STS, lucrurile au mers bine. Din cele peste 500 de secții de vot din județul Mureș, numai în două nu a existat semnal, astfel încât informaticienii nu s-au putut conecta de pe tablete la rețeaua securizată a Serviciului de Telecomunicații Speciale. În cursul zilei de luni, 23 mai, aceste lucruri au fost remediate. Mai urmează două testări, una în 27 și una finală în 3 iunie. Sperăm că lucrurile vor merge bine și în ziua alegerilor nu vom avea evenimente nedorite din acest punct de vedere. Acest sistem dezvoltat de STS are scopul de a preveni votul ilegal. În ziua alegerilor, informaticienii din secții vor introduce datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot, iar unitatea centrală va putea compara informațiile cu cele venite de la celelalte secții de votare. 20 de autobuze noi, de ultimă generație, aduse la Târgu Mureș și achiziționate prin proiectul primăriei municipiului, sunt puse de acum înainte la dispoziția transportului local. Noile achiziții sunt electrice și au valorat în jur de 3 milioane de lei.
Cele 20 de autobuze noi, electrice, le vor înlocui pe cele care au fost exploatate la maxim timp de 10 ani și, conform spuselor primarului municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, ele fac parte dintr-un plan amplu de mobilitate urbană care dorește să aducă siguranță mureșenilor. Cele care vor merge electric, pe anumite trasee securizate, și care au rolul de a aduce și aduce Târgu Mureșenii, adică cei din jurul Târgu Mureșului, la ore fixe, tocmai pentru ce a preveni, eu știu, circulația cu mașinile foarte, foarte frecventă. Odată cu deschiderea sezonului, va apărea și o rută specială cu ajutorul câtorva dintre autobuzele noi, care vor duce mureșenii care doresc să se relaxeze în timpul liber până la platoul Cornești. Odată cu această nouă rută introdusă, se dorește a se limita și prezența mașinilor. Deocamdată mașinile sunt necesare pentru că fiecare mămică își duce căruciorul, trotineta, bicicleta, rucsacul de picnic și atunci îl înțelegem. De-aia am făcut foarte multe locuri de parcare, dar pe lângă ele să meargă și un mijloc de transport în comun în care să fie mai sigur. Din planul de mobilitate urbană mai face parte și achiziționarea unui trenuleț urban care se dorește a fi dezvoltat în viitor. A cincea ediție a conferinței Creativitate și Inovație în Educație, organizată de Casa Corpului Didactic Mureș și Universitatea Petru Maior Târgu Mureș, a debutat marți 24 mai în sala festivă a Colegiului Național Papiu Ilarian. Evenimentul s-a încheiat miercuri. Peste 80 de cadre didactice cu un număr de 77 de lucrări s-au înscris la cea de-a cincea ediție a conferinței Creativitate și Inovație în Educație. Scopul a fost de a facilita schimbul de bune practici, de inovații și idei, pentru că materia de dascăl, spun cadrele didactice, necesită să înveți permanent, chiar și prin activități de educație non-formală. În cadrul evenimentului, profesorii au prezentat lucrări științifice, metodice sau pedagogice, în detrimentul a 7 secțiuni care au fost prezentate la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian și Colegiul Național Unirea din Târgu Mureș. Chiar și eu am o lucrare, este o lucrare care ridică o întrebare vis-a-vis de ce este școala românească. Este o organizație tradițională, birocratică sau o organizație care învață? Potrivit celor declarate de profesorul Cristian Achira, în spatele celor 50 de minute de predare a unei materii la clasă stau ore întregi de dezvoltare personală și studiu individual. Asta pentru că atunci când ajungi acasă, nu te dezbraci de meseria de profesor. Această meserie de profesor este ca nicio altă meserie, pentru că profesorul trebuie să fie atât profesor, cât și părinte, lider, manager, formator de caractere, mentor, chiar și prieten cu elevii. La eveniment au fost invitați reprezentanții ai unor instituții cu care Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian este în strânsă colaborare. Formarea dumneavoastră asigură mai departe dezvoltarea calității învățământului și a educației în general. Însă valorizarea acestei formări se poate observa în rezultatele elevilor dumneavoastră, în profesionalismul și profesiunea de care dați dovadă, atât ca dascăl cât și ca formatori. Rectorul Universității Petru Maior din Târgu Mureș a vorbit despre importanța pe care UPM o acordă relației dintre universitate și învățământul preuniversitar. Noi, fără activitatea dumneavoastră, nu putem exista. Universitatea, așa cum este ea, după 56 de ani de activitate, este un centru totuși de educație, de cultură, un centru spiritual unde se desfășoară săptămânal două sau trei activități. Prezența dumneavoastră în universitatea noastră trebuie să fie o chestiune normală și să fiți de-ai casei. Prezentarea lucrărilor s-a încheiat astăzi și s-a derulat în paralel la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian și Colegiul Național Unirea, având ca scop promovarea demersului didactic creativ și a exemplelor de bune practici în domeniul educațional. Mureșenii nu-și neglijează obligațiile pe care le au către fisc. Județul Mureș este în topul județelor cu unul dintre cele mai mari grad de conformare la plată și a gradului de depunere voluntară a declarațiilor fiscale. Dacă în anul 2014 gradul de conformare la declararea taxelor datorate administrației județene a finanțelor publice Mureș a fost de 60%, pentru anul 2015 fiscul a reușit creșterea acestui procent la 97%. Când a venit vorba să-și plătească obligațiile fiscale, mureșenii au fost conștiincioși, 81% și-au plătit voluntar aceste datorii. Diferența persoane care nu-și declară și nu-și achită la timp obligațiile fiscale. Astfel avem și proceduri de executare silită,
Aici obiectivul era recuperare 73% din sumă și realizarea noastră se cifrează la 85% din sumele înregistrate ca și arierate. Însă nu în toate cazurile s-a recurs la executarea silită. Au fost și cazuri în care contribuabilii nu au putut plăti din cauza pierderii locului de muncă sau altor dificultăți financiare. Acestora li s-a permis să-și plătească datoriile eșalonat. Din contribuabilii care sunt în incapacitate de plată, avem posibilitatea de a eșalona sumele pe 6 luni, pe 1 an, pe 3 ani sau pe 5 ani, în funcție de disponibilitatea fiecăruia, de capacitatea fiecăruia și de garanția pe care o are fiecare, pentru că de la 3 ani în sus trebuie să dispună și de garanții pentru eșalonare. La capitolul datornici, în mod evident, firmele dețin o pondere mai mare, aceștia având la sfârșitul anului 2015 datorii către stat în valoare de aproape 300 de milioane de lei, din care 250 de milioane au fost recuperate de către fisc în urma unor somații. Culturile din județul Mureș au suferit anul trecut din cauza vremii extreme. Cel mai mult a scăzut producția de sfeclă de zahăr, unde scăderea a fost cu 40% mai mică față de anul 2014. Fermierii mureșeni au avut un an dificil și asta din cauza condițiilor meteorologice care le-au afectat culturile. În primăvara anului trecut, înghețul târziu le-a afectat producția de fructe, struguri și rapiță. Cam mai apoi, seceta din perioada iulie-august să distrugă culturile de floarea soarelui, porumb și tutun. Au fost înștiințări sau solicitări de evaluare peste de 87 de cazuri, toate 87 au fost instrumentate. Conform procedurilor, numai doi beneficiari au fost eligibili și au beneficiat de acel sprijin. Restul fermierilor cu producții parțial distruse nu au beneficiat de despăgubiri, întrucât scăderea nu a fost de peste 30%. Când a venit momentul să-și culeagă roadele muncii, cei care au avut de cules sfeclă de zahăr au avut numai 51.000 de kilograme pe hectar față de 58.000 de kilograme pe hectar culese cu un an înainte. La plante medicinale s-au cules puțin sub 800 de kilograme pe hectar față de 1170 de kilograme anul trecut. Inițiativa Alerg pentru Spitalul Copiilor ajunge din nou la Târgu Mureș. Asociația Un Leu își propune prin intermediul acestui eveniment să construiască din fonduri private primul spital de oncologie și hematologie pediatrică din România. Sâmbăta viitoare, mai exact în data de 4 iunie, la platoul Cornești sunt așteptați toți târgumureșenii cu mic, cu mare, pe biciclete, trotinete, triciclete, cu role sau în alergare. Nici nu contează, pentru că toți vor avea același scop nobil: construirea primului spital independent de oncologie și hematologie pediatrică din România. Spitalul, odată construit, va avea tot echipamentul medical necesar îngrijirii copiilor bolnavi de cancer. Spitalul, odată construit, va avea 50 de paturi, două secții de specialitate de terapie intensivă cu personal specializat cu cele mai înalte tehnologii. Fiecare copil are nevoie de copilărie, să se joace, să fie alături de părinții lui, și asta este și ideea, să se construiască spitalul acesta în România, să nu mai fie nevoie ca părinții să cheltuie sume imense în străinătate. Pentru construirea acestui spital este nevoie de 80 de milioane de lei, iar până acum la nivel național s-au strâns 350 de mii de lei. Bani care au venit și cu un alt proiect, 1 milion de monede pentru Spitalul Copiilor, și care s-a desfășurat în paralel cu Alerg pentru Spitalul Copiilor. Aproximativ fiecare oraș s-a străduit și a strâns cât de multe monede de la fiecare cetățean. Târgu Mureșu a însumat 20.000 de monede, undeva la 3.600 de lei, în mai puțin de o lună. Organizatorii vor să strângă cei 80 de milioane de lei în decursul a 3 ani de zile. În urma unui studiu făcut de Asociația Un Leu, asta înseamnă un leu strâns odată la 9 luni de la fiecare cetățean. Efectivul de animale a crescut în județul Mureș. Cea mai semnificativă creștere în sectorul zootehnic în anul 2015 s-a înregistrat la albine, apicultorii fiind motivați să-și mărească efective printr-un program guvernamental. Sectorul zootehnic pare să înflorească în județul Mureș față de 2014. În anul 2015, fermierii și-au crescut efectivul de animale și astfel a crescut și producția animalieră. Efectivele de iepuri s-au triplat, în ceea ce privește ovinele a crescut cu 38%, iar caprine cu 47%. Fermierii au fost motivați să se concentreze pe creșterea bovinelor. În toamna lui 2014, cu finalizare în 2015, a fost și o formă de sprijin prin care fermierii au fost subvenționați pentru achiziționarea de juninci de reproducție și berbeci la categoria ovine.
au beneficiat peste 27 de persoane din județul Mureș. Odată cu creșterea numărului de animale, a crescut și producția de produse animaliere. Astfel, în anul 2015, la nivelul județului Mureș, producția de lapte de capră a crescut cu 180%, cea de lapte de bivoliță cu 157%, în timp ce apicultorii au crescut producția de miere de aproape 4 ori. Se realizează o creștere de peste 2000 de tone de miere de albine. Aici, la fel, începând cu 2012, am avut acea măsură 141 pe PNDR, prin care fermierii au fost încurajați sau subvenționați să-și dezvolte activitatea apicolă. Asta după ce în anul 2014, la nivelul județului, a fost cea mai slabă producție de miere a ultimilor 50 de ani, una ce i-a obligat pe apicultori să-și crească prețurile la produse pentru a nu încheia anul în pierdere. Numai 60% dintre pensionarii care sperau să petreacă câteva zile în stațiuni balneare au reușit să primească bilete de tratament de la Casa Județeană de Pensii Mureș. Cele mai multe pachete au fost pentru stațiunea balneară Sovata. Sovata este preferată nu numai de turiștii veniți din Ungaria sau Republica Moldova, ci și de pensionarii care cunosc efectele benefice ale apei celui mai mare lac heliotermic din Europa, lacul Ursu. Cele mai multe bilete de tratament acordate de Casa Județeană de Pensii Mureș au fost pentru această stațiune balneară. În 2015 au fost acordate peste 8500 de asemenea bilete, iar în primele 5 luni ale acestui an numărul lor abia depășește 2100. Directorul casei a explicat de ce pe trimestrul 1 au fost atât de puține pachete. În trimestrul 1 al fiecărui an, Casa de Pensii distribuie bilete doar în stațiunile care sunt în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Începând din trimestrul 2 al fiecărui an, intră seria mare, cum îi spunem noi, în limbajul curent, și asta înseamnă că distribuim bilete și în stațiuni în care nu avem unități de tratament. Astfel, cei care nu au reușit încă să beneficieze de un pachet oferit de Casa de Pensii mai au șanse să depună solicitare. Aceste bilete sunt la mare căutare datorită sumei mici cu care beneficiarii trebuie să contribuie la plata biletelor. Cele mai solicitate, desigur, stațiuni sunt cele din județul Mureș și cele apropiate județului Mureș. Pe primul loc este Sovata, Covasna, Gioagiu, Felix, unul mai puțin, și alte stațiuni. Pentru aceste bilete, numărul de solicitări a fost atât de mare, întrucât în anul 2015 numai 63% dintre solicitanți au prins un loc, în timp ce în primul trimestru al acestui an de bilete au beneficiat 54%. Ofertă largă de produse pentru Târgu Mureșeni. Unde se întâmplă, vedem acum. Odată cu aniversarea 15 ani de la funcționarea sa în România, unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul românesc a deschis joi 26 mai prima unitate în format compact la Târgu Mureș. Noul magazin deschis la Târgu Mureș funcționează ca și cel din Comuna Ernei în sistem cash and carry, o formă de comerț angro cu autoservire și pe bază de legitimație. Deși este mai mic decât cel care funcționează în județul Mureș de circa 12 ani, sortimentul de mărfuri, spun reprezentanții, este același cu care clienții au fost obișnuiți, iar domeniul articolelor nealimentare, deși mai restrâns, este atent selecționat. Acest magazin are o suprafață de 4.000 de metri pătrați, cel din Ernei are 10.000. Marele atu este apropierea față de client, sortimentul atent ales să corespundă celor mai exigente gusturi și preferințe actuale ale clienților. Momentan, magazinul are 135 de angajați în spațiul nou și un număr de 185 în cel din Comuna Ernei, însă se mai caută personal, în special la raionul Carmangerie. Permanent recrutăm personal, dat fiind faptul că și promovările se fac totdeauna intern. Există șanse de creștere pentru fiecare angajat. În momentul de față, unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul românesc deține standuri diverse precum alimente, legume, fructe, carne, pește congelat, brutărie, băuturi, articole vestimentare, dulciuri, articole bucătărie, menaj sau jucării. În momentul de față avem 20 de magazine, din care două se află în județul Mureș. Județul Mureș este singurul județ cu două magazine, bineînțeles, în afară de București. Magazinul este situat pe strada Gheorghe Doja, numărul 62, în apropierea gării, iar deschiderea pentru publicul larg va avea loc mâine, 27 mai. Programul magazinului este de luni până duminică. Acesta funcționează între orele 7 și 22.
Doi morți și trei persoane rănite grav este bilanțul unui accident ce a avut loc joi după amiază în apropiere de localitatea Gheorghe Doja. Trei mașini au fost implicate în tragedie, două cu impact frontal și una care încerca să evite accidentul. Ora 15 și 24 de minute, ora morții pentru două dintre cele șase persoane implicate în accidentul rutier din afara localității Ilieni. Evenimentul rutier s-a produs din cauza inconștienței unui bărbat în vârstă de 59 de ani care a intrat pe contrasens, producând astfel o coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule format dintr-o auto utilitară și o semiremorcă. În urma impactului, șoferul în vârstă de 59 de ani și un pasager de 54 de ani din autoturism și-au pierdut viața. Trei pasageri din același autoturism au fost răniți grav, iar conducătorul ansamblului de autovehicule a fost rănit ușor. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate de către polițiști. Imediat după accident, cele trei persoane rănite grav cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani au fost transportate la unitate de primiri urgențe Smurd a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Acum persoanele sunt internate în secția clinică de anestezie și terapie intensivă, fiind considerate pacienți critici. Este vorba despre un bărbat de 40 de ani, a fost pasager spate și a fost încarcerat cu un traumatism craniofacial, cu multiple leziuni și fractură de membru inferior. Este instabil hemodinamic, este ventilat și este intubat și ventilat mecanic. Ceilalți doi răniți sunt stabil hemodinamic, dar prezintă leziuni grave. Un al doilea pacient, un bărbat de 65 de ani, cu multiple leziuni craniofaciale și toracice, traumatism abdominal și cerebral, plus fractură de membru inferior stâng. Cel de-al treilea pacient, în vârstă de 58 de ani, a suferit contuzii multiple toracice și fracturi costale. Este dializat pentru că a suferit sindromul de strivire. Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansa lor de supraviețuire, având în vedere complicațiile ce pot apărea în urma unor astfel de leziuni. Consumatorii care își plătesc conștiincios facturile de apă nu mai trebuie să sufere din cauza vecinilor răuplatnici. Compania Acpaserv poartă discuții cu autoritatea locală și cu asociațiile de proprietari pentru implementarea contorizării individuale a consumului de apă. Actualul sistem de contorizare a consumului de apă dă bătăi de cap multor târgumureșeni care rămân fără apă după ce compania Acvaserv taie furnizarea în urma datoriilor acumulate. Din cauza răuplatnicilor, de obicei suferă și cei care își achită cu conștiinciozitate fiecare factură de apă. Soluția ar fi contorizarea individuală, care are multiple avantaje. Avantajul este evident în momentul în care au loc debranșări pentru neplată pentru datorie către compania Acvaserv. În momentul în care există contorizarea individuală, nu vom mai fi nevoiți să asistăm mai multe familii. Că până acum se asista o scară întreagă sau mai multe scări. Chiar astăzi, compania Acvaserv organizează o întâlnire cu reprezentanții primăriei Târgu Mureș și cu președinții asociațiilor de proprietari pentru a semna un protocol pentru implementarea contorizării individuale. Conform acestui protocol, primăria ar urma să suporte realizarea rețelei interioare în blocurile vizate, deci în blocurile din Târgu Mureș. Compania Acvaserv va construi branșamentul, inclusiv, bineînțeles, controlul de branșament. Un bloc ar putea solicita implementarea contorizării individuale, dar numai dacă există acordul tuturor proprietarilor care ar trebui să suporte cheltuielile legate de modificarea rețelei interioare din apartamentul lor. Compania Acvaserv încă nu a realizat un calcul pentru a vedea cât i-ar costa pe Târgu Mureșeni să treacă la contorizarea individuală. Decesul fotbalistului de la Dinamo București, Patrick Ekeng, a provocat multă durere, a stârnit numeroase întrebări și a trezit dorința de a întări domeniul medical sportiv, care din păcate este un domeniu deficitar la noi în țară. De aceea este posibil ca în viitorul apropiat la echipele de fotbal românești, respectiv la național, astfel de servicii să fie acordate de către medicii străini. Regretata moarte a fotbalistului de la Dinamo București a scos la suprafață lacunele pe care medicina sportivă le are în România și tocmai din această cauză, unii reprezentanți ai Federației Române de Fotbal au declarat în cadrul unei emisiuni de pe un post TV național că este posibil ca echipele românești să aibă în viitorul apropiat medici sportivi străini. Și pentru că medicii sportivi sunt sau ar trebui să fie în strânsă colaborare cu medicii ortopezi care joacă un rol extrem de important în viața sportivilor de elită, noi am cerut părerea cu privire la acest fenomen profesorului dr. Tiberiu Bățagă, medic specialist ortoped de renume în România și în străinătate, care a operat și tratat printre pacienți foarte mulți sportivi de elită. Fiecare club sportiv își are politica lui și fiecare federație. Având în vedere că sunt foarte mulți străini, stranieri, cum spun italienii, în toate campionatele sportive,
Sigur, probabil că există o pretenție mai ridicată din partea acestora sau firmelor asiguratoare ca să fie tratați de specialiști de renume. În fond și la urmă este până la urmă decizia fiecărui club sau fiecărui sportiv unde dorește să fie tratat. Profesorul dr. Tiberiu Bățaga a mai menționat faptul că la noi în țară există centre medicale universitare care se ocupă de sportivi de performanță și nu numai din România, datorită specialiștilor extrem de bine pregătiți, unele dintre aceste centre figurând deja ca și centre de excelență FIFA și UEFA. Foarte multe cazuri sportivi de elită din țară au fost operați în centrele importante, București, Timișoara, Târgu Mureș, Cluj, Oradea, Craiova și așa mai departe. Important pentru noi este ca aceste centre, cum este Timișoara, Târgu Mureș, București, se întâmplă într-un circuit și să devenim centre de învățare și de training și unele dintre ele, datorită rezultatelor și profesionale și de cercetare, au devenit centre de excelență FIFA și UEFA. Pentru examenul de rezidențiat din data de 15 noiembrie 2015, specialitatea medicină sportivă, locurile scoase la concurs au fost în număr de 8 pe toată țara. De ceva timp, tot mai multe persoane au început să-și facă planuri pentru concediul de vară. Agențiile de turism profită și vin cu oferte tentante și reduceri substanțiale în zone minunate. Cele mai căutate destinații din Europa continuă să rămână și în acest sezon Grecia, Bulgaria și Turcia. Goana după concedii a început deja. Cei mai mulți dintre cei care își doresc să se bucure de o destinație de vis aleg și în acest an Grecia pentru plaja însorită, gustul delicios al Uzo sau porturi superbe. Pentru cei care nu vor să se îndepărteze de casă prea mult, Bulgaria nu se lasă mai prejos și vine cu oferte avantajoase pentru cei care vor să se relaxeze în compania unui nisip fin și diversitate. Cele mai căutate oferte cu avion anul acesta sunt ofertele în Grecia, în special. Pe locul 2 aș pune Turcia și undeva pe locul 3 Cipru. Dintre pachetele cu autocar, cursele charter cu autocar, Grecia și Bulgaria. Sejururile individuale, în special la noi pe litoral, apoi în insulele din Grecia, dar și pe Grecia continentală. Apar tot timpul oferte speciale, last minute-uri, sunt pe orice tip de destinație și pe orice tip de pachet, cu orice fel de transport sau fără transport. Lovită de terorism, de multe ori în ultimul timp, se pare că Turcia rămâne o destinație de vis în topul Târgu Mureșenilor. Elevii de clasa 12-a mai au puțin peste două săptămâni să recapituleze materia, întrucât din 13 iunie intră în febra examenelor. Luni încep înscrierile pentru prima sesiune, care se desfășoară între 13 iunie și 8 iulie. Conform calendarului bacalaureatului din acest an, elevii claselor a 12-a se pot înscrie pentru prima sesiune. Înscrierile vor avea loc între 30 mai 3 iunie. Primul examen va avea loc între 13-15 iunie, cel de evaluare a competențelor lingvistice la limba română, iar ultima probă va fi pe 8 iulie, când elevii vor fi testați la materia profilului sau a specializării. Elevii vor afla cum s-au descurcat în data de 12 iulie, când vor fi afișate rezultatele. După rezolvarea eventualelor contestații, notele finale vor fi afișate în data de 16 iulie. În ceea ce privește sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat 2016, înscrierile se vor desfășura între 18 și 22 iulie, iar probele vor avea loc între 16 și 26 august. Vineri a fost Ziua Națională a Psihologului. 27 mai a fost data la care, în urmă cu 11 ani, Parlamentul României a emis legea numărul 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea și organizarea Colegiului Psihologilor din România. Oana Raluca Cueșdeanu ne-a povestit cum a ajuns să profeseze, dar și ce înseamnă pentru ea această meserie. Pentru psihologul clinician și psihoterapeutul Oana Raluca Cueșdeanu, dorința de a profesa a venit încă de pe băncile liceului, atunci când a simțit că este făcută pentru așa ceva. Din anul 2007 tratează cu succes o mulțime de pacienți care îi trec pragul săptămânal cu diferite probleme. Am început să lucrez ca și psiholog clinician, mai întâi într-o clinică privată, unde mi-am amintesc că am început cu foarte multă emoție. Țin minte cum eram focusată pe întrebările mele personale. Oare ce să-l mai întreb acum? Oare ar trebui să-l întreb despre simptome pe clientul din fața mea? Oare ar trebui să-l întreb despre relații? Ulterior am continuat cu formări în psihoterapie pentru că am simțit nevoia de a aprofunda. Oana Cueșdeanu știe că meseria de psiholog nu o poate face oricine. Asta pentru că toți cei care ajung să aibă rezultate bune s-au implicat, au ascultat, au empatizat și au tratat. Întrebată de primul pacient, a răspuns sincer. Nu mi-amintesc exact cine era, îmi amintesc cât de tare îmi tremurau picioarele, la drept vorbind, și cât de emoționată eram eu. Și chiar
a fost extraordinar de complicat pentru că știam foarte multă teorie, dar practica efectiv te pune în dificultate. În timp am înțeles că de fapt psihoterapia este de fapt foarte simplu spus relație. Astăzi, de ziua psihologului, am întâlnit-o în cabinet, cu același zâmbet larg pe față și aceeași căldură specifică în voce. Nu ai cum să părăsești cabinetul decât cu mai multă încredere. E unul din acei oameni care își fac cu drag meseria și recunoaște că și psihologii merg la psiholog. Este un număr considerabil de clienți și asta mă bucură pentru că lumea înțelege cât de important este psihicul nostru, cât de important este sufletul nostru și că orice problemă emoțională poate, de fapt, să-ți dărâme toată construcția cognitivă pe care o ai asupra existenței. Ce este foarte important este ca terapeutul să aibă grijă de sine. După multe studii de perfecționare, Oana Raluca Cueșdeanu a ajuns să își desfășoare activitatea în Târgu Mureș. Meseria îi e dragă și dacă mai are momente în care vrea să evadeze, o face alături de familie, de soț și de cele două fetițe minunate. La finalul întâlnirii noastre de astăzi, Oana a ținut să le transmită un gând bun colegilor ei de preaslă. Să aibă îndrăzneala, să muncească cu drag și să aibă inspirație. Revenim cu sport imediat. O experiență de peste 15 ani în domeniu, Nakita vă propune o gamă de produse atent selecționate în sectorul siguranței și protecției muncii. Scopul nostru este de a combina protecția și confortul la locul de muncă, dar mai ales de a proteja angajatul din cap până în picioare. Pentru siguranța clienților proprii, Nakita dispune de un laborator de verificări periodice pentru produsele de lucru la înălțime și de un laborator pentru verificarea produselor de electrosecuritate. Nakita, soluții complete pentru protecția și securitatea muncii. În Târgu Mureș, bulevardul 22 decembrie 1989, numărul 150. Telefon 0265212958 sau pe www.nakita.ro. Pentru momentele când vrei să iei o pauză, când vrei să fii romantic sau pentru pași importanți din viața ta. Vino la Crama Calul Bălan să te servim cum știm noi mai bine, meniuri speciale și muzică live. Crama Calul Bălan, bucuroși de oaspeți! Sala de evenimente concret îmbină într-o atmosferă perfectă fiecare detaliu al evenimentului dumneavoastră. Găzduim și organizăm nunți, botezuri, petreceri private, recepții sau conferințe. Eleganță, bun gust și o capacitate de până la 70 de locuri. Sala de evenimente concret. Ungheni, strada principală 1A. Rezervări la 0731 309 960 sau pe hotelconcret.ro. Evenimentul dumneavoastră, amintiri pentru o viață. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte.
Mintea, Târgu Mureș a pierdut semifinala cu Deva după un meci agonizant. Nu mai au șanse la cupă, dar le rămân meciurile din campionat. După un meci strâns și multe ocazii ratate chiar din fața porții, Sitea Târgu Mureș și Auto Bergamo Deva au ajuns în prelungiri. Scorul de 4-4 s-a schimbat după ce jucătorii din ambele tabere au ținut cu dinții de victorie și s-a ajuns la loviturile de la 6 metri. Deveni și-au ales cei mai buni jucători și i-au pus în fața porții lui Carlao, care a fost învins de Cristi Matei în prima fază. Ignat a șutat în bară. De cealaltă parte, mureșenii au început loviturile de departajare cu Țipău, care a ratat la start, ducându-i în dezavantaj pe jucătorii lui Nicușan și German. După reușita lui Covaci, Emil Răducu a șutat în brațele lui Molina, iar Tacot a încheiat meciul de peste două ore cu un gol ce le-a asigurat devenilor un loc în finala Cupei României. City Azi mai are de jucat acum cu Informatica Timișoara, un adversar dificil pe care îl vor întâlni săptămâna viitoare, marți 31 mai ora 19 în sala polivalentă din Târgu Mureș, în primul meci din finala campionatului României. ASEA Târgu Mureș a fost depunctată pentru sezonul următor în urma criteriilor financiare neîndeplinite. Alături de Târgu Mureșeni sunt depunctate și echipele CFR Cluj, Petrolul Ploiești și Rapid. ASEA Târgu Mureș va fi penalizată cu 6 puncte potrivit presei centrale. Cu tot atâtea puncte vor fi penalizate Petrolul și Rapid București. CFR Cluj a primit cea mai mare sancțiune, 9 puncte. Petrolul a primit și o penalitate sportivă de 120.000 de lei. Penalizarea va fi valabilă în ediția 2016-2017 a campionatului de fotbal. Deciziile luate de instanța de fond nu sunt definitive, cluburile putând depune memorii la Comisia de Apel a Departamentului de Licențiere din cadrul FRF, care va analiza cazurile până la sfârșitul lunii mai. Dănuț Borbil este campion european la Scandenberg. Mureșeanul a obținut medalia de aur la Masters Men plus 100 de kilograme brațul stâng. Finala campionatelor europene de Scandenberg i-a pus față în față pe Dănuț Borbil și Radu Valahu. Am intrat pe linia câștigătorilor, am învins tot ce am prins în cale, el a intrat pe linia pierzătorilor. A avut nevoie de mai multe meciuri pentru a ajunge în final, a făcut o figură frumoasă, nici el nu se aștepta, sincer să fiu, nici mulți alții nu se așteptau să reușească să ajungă în finală, dar a făcut-o cu bine, mă bucur că am susținut o finală împotriva lui, mă bucur că am câștigat eu și în mod de asta. Competiția a fost una încinsă. E cea de 26 ediția pentru europene de Scandenberg, ediție ce s-a organizat și susținut la București pentru prima oară. A fost o ediție, de fapt este o ediție reușită, cu foarte mulți concurenți, în jur de 1000 de concurenți din peste 29 de țări. Am reușit o performanță mai mult decât onorabilă, spun eu, ținând cont de faptul că am avut la categoria mea 14 concurenți veniți din Rusia, Ucraina, Serbia, Norvegia. Am făcut o figură frumoasă și sunt mândru de asta. Dănuț Borbil va fi prezent în studiourile TTM pentru a vorbi despre această performanță săptămâna viitoare. ASEA Feminin Târgu Mureș a câștigat Cupa României. Fetele s-au impus în ultimul act disputat la Hunedoara în fața campioanelor de la Olimpia Cluj cu scorul de 2-1. Golurile au fost înscrise de Mădălina Boroș în minutul 2, care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul advers după șutul lui Bradi și Goder Brigito. În minutul 18, cu o execuție superbă dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga, pentru clujeni ce egalase Lunca în minutul 15. Până la finalul jocului nu s-a mai înscris, partida fiind una intensă, cu cele de la Olimpia încercând să revină pe tabelă. Apărarea târgu mureșenilor a făcut ca avantajul să se mențină pe tabelă. După ce ASEA Târgu Mureș a fost depunctată pentru sezonul următor, oficialii formației Târgu Mureșene au precizat că au făcut apel la decizia Comisiei de Licențiere. Pe site-ul oficial al clubului a apărut următoarea informație. Clubul ASEA Târgu Mureș a luat act de decizia instanței de fond a Comisiei de Licențiere a FRF de a depuncta formația cu 6 puncte în sezonul 2016-2017. Prin urmare, clubul a angajat o casă de avocatură, care împreună cu administratorul judiciar al clubului a demarat deja acțiunile legale. Conform legislației în vigoare, ASEA beneficiază de două căi de atac. Conform legislației în vigoare, ASEA beneficiază de două căi de atac, apelul față de decizia Comisiei de Licențiere a FRF, iar în cazul păstrării deciziei inițiale, Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Apelul vis-a-vis de această decizie a fost transmis în cursul zilei de ieri, iar acum se așteaptă decizia finală a Comisiei. Din păcate, spun oficialii, această situație a fost cauzată de blocajul financiar de la începutul sezonului trecut, blocaj financiar care a împiedicat ASEA să lupte cu șanse reale pentru primele locuri ale campionatului. Și de ce nu, chiar pentru titlu. Blocarea sumei de 7 milioane de lei a îngreunat considerabil activitatea clubului, fapt care a dus în final la solicitarea demarării procedurii de insolvență, se mai precizează în comunicat. Indiferent de decizia finală, clubul ASEA Târgu Mureș va încerca să treacă peste acest obstacol și să facă o figură frumoasă în noul sezon al Ligii 1. Astfel se încheie comunicatul.
Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Rămâneți alături de programele televiziunii Târgu Mureș. Sunt Titu Țilovan, la revedere!